Nu vrei să faci puțină pușcărie? Așa meritați. Confiscarea averilor ilicite. Tu și toți bandiții care au furat România. Mulți dintre voi, dragi prieteni, l-ați nominalizat pe Gheorghe Flutur că vreți să-i vedeți averea. Gheorghe Flutur are câte o pensiune, cam în fiecare regiune importantă din județul Suceava. Am ajuns la gura humorului, acasă, în Bucovina, unde el pretinde că are doar 30 de ari. Din tot acest aivan, din tot acest complex, mascat jumate în complex turistic, îl ține sub proprietatea, sub aliasul prietenului lui din copilărie, din comuna Botușana, un modest inginer silvic. Hai să vedem dacă îl găsim acasă, măcar pe inginerul silvic. Prieten din copilărie, inginer silvic, și el pretinde că și-a făcut toată această împărăție. Din și salariul de inginer silvic. Din salariul de inginer silvic. Merge bine cu lemnul, cu Schweighofer. Domnul inginer silvic. Bine v-am găsit. Ce faceți, conferință la noi? Nu. Am venit să vedem averea lui Flutur. Nu e lui Flutur aici. Nu? Să-l căutați pe la dânsocasă. Iar dumneavoastră? Da, eu sunt proprietarul. Dumneavoastră? Și n-aveți nicio treabă. Dacă în calitate de client sau în altă calitate, asta mă zic. Nu, eu am venit să filmez averea lui Flutur. Mergeți la el acasă. De asta sunt aici, l-aștept. Din tot complexul ăsta, cât are Flutur? Cât nimic. Are? Păi cum? Păi complexul e meu. Iar dumneavoastră? Da. Păi și cum l-ați ridicat? De la ce firmă sunteți? Sunt deputat George Simion. Spuneți că complexul e dumneavoastră. Da, e meu. Și așa spuneți cu nesimțire, păi de unde v-ați ridicat tot? Pe rost, pe rost, pe rost. Am înțeles. V-am supărat că v-am întrebat de Flutur? Nu. Nu discutăm despre Flutur în casă la mine. Păi, tocmai că e în casă la el. Veți răspunde în fața legii. Da. Pentru că dumneavoastră l-a acoperit pe Flutur, știți, da? Da. Știți că acoperiți averea lui Flutur, nu? Asta vreau să vă întreb. Nu puteți să răspundeți românești? De unde v-ați făcut averea asta? De ce ar trebui să... V-a dat Flutur și păgile lui? Flutur v-a dat și păgile lui și a ridicat tot asta. Și el zicea că are acolo o căsuță de 30 de ani. Nici pe aia n-a avut-o, nu? Vorbesc cu Flutur. Ce răspunde? Vorbesc și cu Flutur. Ți-am spus frumos că aici sunt eu. Aici ești tu și de unde ți-ai făcut tu această... Nu? Nu-i treaba mea? Nu. Bine, eu îți promit că în maxim un an, și tu și Flutur, o să-mi fundați pușcăria. Așa meritați. Confiscarea averilor ilicite. Tu și toți bandiții care au furat România. Eu ți-am spus ce am avut de spus. Și cu asta, ca să nu mai cer. Și cum era? Flutur zicea că are 30 de ani aici, da? 30 de ani, da, o căsuță modestă și în jurul lui sunt vecini. Săracii vecini. Prietenii lui din copilărie, din Botușana. Chiar și în propriul lui sat, dragi prieteni, a fost înfrânt. Iar eu stau calm și vă arăt din mijlocul lor pe toți cei care vor avea toate proprietățile confiscate, pentru că e timpul să confiscăm averile făcute ilicit, care nu pot fi justificate, cum l-ați văzut pe domnul inginer mai devreme. Îl aștept și pe George Simion, contestatarul care a cerut ca eu să nu mai candidez, și fac propunerea bărbătească. Dacă eu nu câștig lupta, plec din politica acasă.